pierdem două zile de drum, am luat liber de la servici, nu toată lumea își permite. 600 plecăm cu autobuze și încă vreo 600 tot așa cu mașini laptop. De băiețele ați învoit de la școală? Da, l-am învoit de la școală, da. Da. Ce mesaj le transmit jucătorilor? Victorie! Victorie! Știm că avem mult suport cu noi și să ne bucurăm după la meci acasă. Fotbaliștii din Gruia au pregătit meciul cu Dinamo în cele mai mici detalii. Suntem pregătiți pentru orice, bineînțeles, este o finală. Se poate ajunge și în prelungiri și la penaltiuri. Am exersat de foarte multe ori și aceste lucruri. Normal, va fi o partidă interesantă. Pentru dinamoviști va fi primul joc oficial după tragedia lui Patrick Ekeng. În minutul 14 al partidei, jocul va fi întrerupt pentru un moment de reculegere în memoria fotbalistului camerunez. Cu siguranță ei se vor gândi mult la el. Sperăm ca așa ceva să nu se mai întâmple. Noi sperăm să facem un joc bun și să câștigăm. Adevărul este că acest meci va fi umbrit de ceea ce s-a întâmplat, dar noi trebuie să ne gândim să facem un meci bun și să obținem victoria. 6 ani au trecut de la ultima cupă câștigată de echipa din Gruia, în timp ce dinamoviștii au câștigat trofeul în 2012.